local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile din codul administrativ pentru condițiile legale. Pentru desfășurarea acestei ședințe, declarăm ședința deschisă. Ați avut la materialele de la comisii procesul verbal. Dacă sunt discuții pe procesul verbal a ședinței trecute? Dacă nu sunt discuții, îți spunem la vot. Domnul secretar. Spuneți, domnul consilier. O problemă. Se pare că eu nu mă înșel. Am specificat că există un codeț la Rica Mocanu, care este rupt. Da, vorbesc cu dumneavoastră, doamna. Nu vorbesc cu dumneavoastră. Când o să fiți întrebată, o să răspundeți. Și așa... Dar eventual astea la diverse se discute. Nu se discute acum, domnul Mocanu. Nu știi cum te cheamă. Este procesul verbal. Și ce dacă e procesul verbal? Te duci la voi. Domnule consilier. Doamna întrebat de proces verbal. Domnul Mocanu, eu nu mă duc la voi. Să-ți fie rușine dumitare cum vorbești. Dacă nu știi ceea ce vorbești. Să-ți fie rușine. M-a întrebat de proces verbal. Haideți și cu asta am încheiat. Eu nu discut cu dumneata. Dar cu cine discut? Eu nu m-am discutat acum. Cu cine, domnule? Eu discut cu doamna secretar. Scurt, gata. Vă rog să precizați. Doamna secretar, vă rog frumos. Am specificat că la Rica Mocanu este un codeț rupt. După aceea l-am și pus pe Facebook, așa a fost. Și la Micilic. Atât am spus, n-am spus altceva, nu trebuie să-i nerveze pe nimeni. Dar o să completez, mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Nu trebuie să-i nerveze pe nimeni. Dacă nu mai sunt... discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Doamna secretar. Doamna secretar, ar trebui să clarificăm un pic situația. Din ceea ce știu eu, la procesul verbal nu s-a discutat de podețele defecte. S-a discutat în principiu de proiectul realizat pe... Dar nu după. La diverse ne discutăm. O să verific în procesul verbal? Vă rog frumos să verificați. Da, da. Împotrivă, abțineri, trebuie să stați un pic mai, nu știu, ca să văd voturile la toată lumea. Da? Mai spunem noi, doamna secretar, nu uităm. Vorbeți în cadrul și am onoarea de a preda lucrările ședinței doamnei președinte. Bună ziua și bine ne-am întâlnit la o nouă ședință de procesul local. Proiect de hotărâre privind convocarea Consiliului Local Bohoci și proiectul ordinar pentru data de 30.06.2020, ora 13. Întare. Dar și trebuie să țipare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie și septembrie. Inițiator Vișcov Cristian, primar Comunului Bohoci. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator Iștoc Cristian, primarul Comunului Bohoci. 3. Proiect de hotărâre privind la aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare în gestionării situațiilor de urgență în anul 2020 la nivelul Comunului Bohoci de sub Bacău. Inițiator Cristian, primarul Comunului Bohoci. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării și tehnoredactării strategiei de dezvoltare durabilă a Comunului Bohoci. 5. Diverse. Aici vreau să vă spun, domnul primar, da? Dacă îmi permiteți, acum la diverse vreau să vă pun câteva întrebări dumneavoastră legate de apa și canal. Vă rog frumos. Să ajungem la punctul divers. Da, dar ca să știți pe ce e vorba. Doamna președinte, o să aveți, aveți, da, aveți există suprimat. Petiția făcută de niște oameni din Buhoci la diverse? Nu. Doamna secretară, vă rog. Ce anume? Petiție. Am făcut o cerere astăzi. Bine. La ce oră? La ce oră știe, dar la secretară fi s-a transmis. Domnul legiunțean. Da, să notez și ora, domnul deci, primar. Corect. Mi se pare normal ca să nu venim în secunda numărul 1 înainte de ședință. Se suplimentează, domnul. Orice document, așa ce se dorește un dialog și rezolvarea problemelor ce se suplimentează. Foarte bine. Foarte bine. Vă rog frumos, o să trecem la ședința următoare. Nu, vă rog frumos, este foarte... Domnul primar, vă bateți joc de noi? Nu-mi bat loc de nimeni, vă rog frumos să respectați circuitul documentelor în primărie, domnul primar. Mă exprim, mai tare s-a auzit bine, tot. Atunci mă exprim și eu mai tare, domnul primar, poate nu auziți bine. Vă rog frumos să suplimentați în ordinea de zi cu o problemă stringentă a cetățenilor care locuiesc într-o zonă a Bohociului și care, datorită primăriei Bohoci, care nu a luat nicio acțiune. Vă rog la diverse discutații. Dumneavoastră, vă rog frumos, eu vă adresez la persoana a treia. Sunt un cetățean al Comunei Bohoci. Deci eu iau de bază o adresă, conform circuitul documentelor,
semnată, însușită de cetățeni, nu de o anumită persoană care se autopropune reprezentantul cuiva fără să vină cu justificare. Nu se autopropune. Exact asta a spus, că se autopropune. Domnul primar! Încă o lună, vă rog, vă rog să vă desfășurați. Deci, doamna președinte, să reluăm... Momentan nu aveți nici... De unde ați tras concluzia, domnul primar? Domnul Iftimie, vă rugăm să ne lăsați să terminăm ședința. La diverse este o discuție liberă și atunci ajungem la diverse. Haideți să ajungem. Deci, întrebăm dacă e proiect de hotărâre, nu? Vă rog, suplimentări sunt? Este cineva? Bine, am înțeles. Dacă este așa, nu vă mai deranjez nici o secundă până la diverse. Uitați, inițiativa domnului primar suplimentată... Da. La cele, la alte... Suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre. A, deci ce doriți dumneavoastră să suplimentează, ce nu doriți, nu să suplimentează. Am înțeles. Deci solicit suplimentarea pe ordine de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea SCL numărul 78 din 09-2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții construire rigole betonate în satele Coteni și Bijghir în comuna Buhoci. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Sunteți de acord cu suplimentarea cu acest proiect de hotărâre? Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1, 2, 3. Vă spun și de ce sunt împotrivă. Abțineri? Stați să ajung la... Deci 3 împotrivă. O secundă. 3 împotrivă. 7. La împotrivă este domnul primar. Bocanu. Și Pușcălan. Da. O să vă spun da, și da, vă rog că notez. Pentru că niciunul din consilieri nu a luat la cunoștință de documentele care are domnul primar în față. Niciunul. La... Nu știm, dar nu știm niciunul. Întrebați-l pe care vreți dumneavoastră și spuneți, domnule, eu am studiat proiectul adus de către domnul primar. A fost la comisie? Doamne, da. Ce doamne, dar asta este suplimentat. Este suplimentat, doamne. Domnule, citiți documentele, doamne. Deci ceilalți consilieri l-au citit, poate dumneavoastră nu l-ați citit. Dar acel proiect a domnului X, nu-i dau nume acum. Nu-i proiect, domnule, e cu totul și cu totul altceva. Lăsați-l. Proiectul ați avut la comisie, da? Deci să nu mai spuneți minciuni la cetățeni. Că vă vede și să cădeți de mincinos. Deci toată lumea ați avut la comisie proiectul de hotărâre, da? Că nu l-a studiat, tot timpul rigole trebuie să construim numai în satul Bijghir. În satul Gospinești nu trebuie să facem nimic. În satul Buhoțel nu trebuie să facem nimic. Tot timpul trebuie să facem rigole în satul Bijghir. Nu mai în satul Bijghir. Atât, dacă se poate, nu mai în satul Bijghir. Supunem la vot ordinea de zi suplimentare. Doamne, acolo necesită că s-a turnat asfalt și necesită rigole. Cine este pentru ordinea de zi? Mai mult din satul Coteni, auzi. Deci nu e, nu se mare nimic de ales. Vezi că pierzi la Coteni, domnul Mocanu. Deci la votul. Proiect de hotărâre privind alegerea, vă rog frumos, haideți să vă oameni buni. Haideți să meargă corect și liniștit în ședința. La urmă discutăm. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie-septembrie 2020. Inițiator, da. Eu propun pe domnul Antoca, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotriva da. Abțineri? Deci nu, nu avem alte propuneri, domnul Antoca. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Iștoc Cristian, primarul comunei Buhoci. Are poftă. Rectificare sau buget local? Nu, privind aprobarea bugetului local. Rectificării bugetului local. Rectificarea bugetului local. Da, nu scrie. Dacă mă lăsați, vă explic. Deci așa cum știți, avem în derulare proiectul de modernizare și reabilitare a grădiniței din satul Bijghir.
Da. Proiect, proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării s-a ajuns la al treilea dosar de plată. Domnul Mocan, vă rog frumos, dacă sunteți un pic civilizat, stați și ascultați, după aia comentați, că așa e corect. S-a ajuns la al treilea dosar de plată, s-a depus la Ministerul Dezvoltării. Am primit suma aproape 2 miliarde vechi, pe înțelesul tuturor. A venit la finanțe, noi trebuie să o introducem în buget și, conform regulilor, să o trimitem către constructor, ca ulterior să poată demara și restul de lucrare. Alte întrebări? Cine are de spus ceva? Aveți cineva să discutați pe marginea acestui întrebări? Să pune la vot, dacă ce este pentru? Acum puteți vorbi, domnul. Cine este pentru? Păi, dar n-am înțeles, dar n-am înțeles rectificarea, nu trebuie să ce. Doamne, de ce nu întrebați? Are dreptul. Păi, dar nici nu ai dreptul dumneata. Doamne, dar nu ai e. N-are nicio calitate, el se bagă în seamă. O, leu, așa primul. Deci, haideți să numărăm voturile. Cine este pentru? Așa. Deci, s-a supus la vot, cine nu votează pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă sau se abține? Abțineri? Deci, o abținere, da? Domnul Mocanu, cum ați votat? Că nu v-am văzut. Pentru am votat. Da? Pentru binele comune am votat, dar nu numai pentru binele satului Bijghir. Numai pentru binele satului. Trecem la punctul următor. La punctul următor. Proiect de hotărâre, vă rog frumos, la divers să discutăm fiecare în parte. Nu, doamne, la urmă să discutăm. Și trecea cu fântul, doamne, trecea cu doamna. Doamna, doamnă, vă rog frumos, la urmă să scriem cu șapte. La diverse vă spuneți doleanță. Plătesc impozit. Voi sunteți culmea chiar. Plecăm noi, rămâneți dumneavoastră și discutăm. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2020 la nivelul comunului Buhoci, județul Bacău. Iștoc Cristian, primarul comunului Buhoci. Cine da. După cum știți, sunt o serie de proceduri pe situații de urgență care trebuiesc întocmite și stabilite la nivel de OATU. Primăria Comunei Buhoci are un plan care dumneavoastră o parte ați trecut prin el, l-a studiat, cum spunea domnul Nicușor. Mai are cineva de discutat, de întrebat, de pus întrebări, de discuții? În ce costă trebuie situația de urgență? Ce avem? Resurse umane, resurse materiale și financiare. Noi am mai aprobat diverse. Da, este un șir de documente care trebuie să aprobate pentru autorizarea acestui serviciu. Deci chiar domnul Iustin, prezente tot, te rog, domnul Eliseniu. An de an să vă asigure printr-o hotărâre separată de dotarea materială, asigurarea cu personal și financiar a serviciului voluntar. Aceste scuze, vă întrerup, e musai. Nu aveți voie. Domnul, n-ai calitate, n-aveți calitate. Nu puteți să mă întrerup. Nu mă puteți să întrerup. Lăsați-mă să vorbesc. Domnul Mocanu are cuvântul. Am terminat. Doamna ședință, propun dacă mai intervin persoane care nu au termen legal să suspendăm ședința, da, aducem autoritățile. Poate fi îndepărtată persoana recalcitrantă. Da, da, da. Vă rog frumos să ajutăm. Deci asigurarea financiară se face pe anumite criterii. Sunt de asigurarea... Sunt de făcut dotările, care sunt obligatorii an de an, sunt de făcut încărcat stingătoarele conform normativelor an de an, sunt dinlocuit stingătoare la o perioadă de utilizare a lor sau de, chiar dacă nu sunt utilizate, ele au validitate de 5 ani de zile, atât. După aceea s-a achiziționat altele noi. Sunt, încadrăm în planurile... Da, tot ce trebuie pentru intervenții, pentru... Doamne, ferește că în caz ne se întâmplă calamități, să le avem pregătit. De orice natură, nu neapărat. Deci, domnul Mocanu, domnul Iustin, a terminat? Domnul Mocanu, vă rog. Ce a spus dumnealui,
din ședințele care am avut anterioare, am avut o discuție tot legată și foarte urgent. Probabil numai așa or trebuie făcut. Vorbeam de un buldo, de excavator, de pentru decolmatări. Ce se întâmplă? Nici acum poate... Ați văzut că deja au venit sau ce așteptăm să ia grădinile, deci, gasul, diferența gasul, de la cer la pământ, dotarea unității cu materiale și resurse financiare și altceva, intervenția pe... Domnul primar, după cât știu, în dotare există niște sume, nu se dotează așa cum... La fel și aia se poate face, se poate face achiziția la câteva ori... A spus bine. Sunt proceduri de achiziții, proceduri de aduiere, proceduri... Se face, acolo se face la iarnă sau cum, dacă se face, dacă se dorește anual... Dotare cu salopete, găleți, târnacoape, hârnățe, fiește și să mergem din dealul ieri niciodată, ia ceva de sus, nu se vede nimic. Haideți să facem un spray puncte foarte vulnerabile, cum se spune, și sensibile și utile pentru cetățeni. Hai să le facem, decolmatăm o dată asta, dacă măcar atât, că restul nu se face nimic. Astea, lămuriți astea, ca să avem, domnul Vici, vă rog. Da. V-a spus să facem o achiziție la un excavator pe măsură și să facem mare, știți ce e acolo. Așteptăm să întâmplă și pe urmă a fost luat pe nepregătire, ca și iar. Domnul consilier, nu, s-a inițiat un proiect de hotărâre, la mine nu a ajuns nimic. Achiziția pentru ore de dar de-aia e hotărârea consul local, de-aia suntem aici. Hai să nu le amestecăm, domnul Ghiță, nu le amestecăm. Una e una și alta, vină cu propul. Ca să ajungem, păi nu, ca să ajungem la o hotărâre, trebuie inițiat un proiect de hotărâre. Optima, o să-l inițiez. Da, deci trebuie inițiat. Bun, domnul Mocan, aveți cuvântul. În timpul cel mai scurt, o să fie rezolvată problema. În ședința anterioară am discutat, mai bine spus, domnul primar a discutat că o să angajăm niște voluntari, nu știu care au fost criteriile. Cum au angajat, că n-au apărut pe site-ul primării, cum i-ați angajat, sau cine sunt persoanele care vreau să știm și noi aici, că văd că spuneați atunci că sunt voluntari. Însăși cuvântul voluntar semnifică că m-a muncit în folosul comunei. Dar acum văd că îi trebuie niște bani. Haideți, vă rog, care sunt persoanele? Nu are legătură. Cu prenume, ca să știm și noi cine sunt voluntarii care muncesc în această comună. Notați-vă și la diversii, o să vă dau răspunsul. Nu discutăm despre această problemă. Deci, dotările sunt una, voluntarii e altceva, da? Ajungem și acolo. Dar nu acești voluntari. Domnule, deci discutăm la diverse pe... Domnule, haideți să respectăm cronologia ședinții. V-am promis că la punctul divers se discutăm. Dar de ce nu răspundeți la întrebare? Domnule, discutăm conform cronologiei și... Nu ocolesc, domnule, am spus. De ce ocolesc? Haideți să nu amestecăm. Mai aveți discutat, domnul Mocan? Nu. Proiect de... Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ce să eu întreb ura și domnul... Humă, domnul Humă. Bun. O abținere. Sau două. Deci, un împotrivă. Bun. Deci, două abțineri. Nu. O singură abținere. Nu împotrivă. Împotrivă. Așa. Trecem la proiect de hotărâre în patru. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării de tehnoredectare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Buhoci. Cine? Da. Așa. După cum știți, la nivelul comunei Buhoci a fost inițiat un proiect privind strategia dezvoltarea serviciilor de dezvoltare durabilă a comunei, care a avut valabilitatea 2016-2020. Urmează ca la propunerea mea, dacă dumneavoastră sunteți de acord, să facem procedurile necesare pentru inițierea altei strategii de dezvoltare durabilă a comunei 2020-2030. Deci această strategie va fi necesară pentru inițierea celorlalte proiecte de interes local la nivelul primăriei. Care sunt alea proiectele alea care
Păi, asta înseamnă, noi lucrăm la o strategie, dumneavoastră veniți cu propuneri, dumneavoastră... Care o puneți la cale, deci... Vreau să știm strategia pe care o puneți la cale, păi da, tot o bol moșim așa, lăsați să vorbesc. Strategia, o spuneți care? Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, vă rog. Strategia include un plan. Deci, în strategie... Da. În urma consultării publicului. Nu știu deci, nimic. Deci o să fie proceduri, dar nu să face strategia pe vorbe, o propus-o primarul. Păi s-a terminat asta, domnule primar. Sunt, în 2020. Sunt etape. La urmă, să nu aveți sunt etape de a construi această strategie. Deci, strategie care s-a terminat, o discutăm acum. S-a terminat în 2020 și discutăm strategia care s-a terminat. O greșit și o continuă rectificat. Domnul Mădeanu, vă rog. Haideți să fim un pic atenți, că e atât de simplu de înțeles chestiunea dacă asta. Explicați corect, dacă explicați corect, înțelegem. Strategia, dacă trebuie în primul rând trebuie să plecăm de la definit. Ce înseamnă strategia? Înseamnă exact, întrebați-l pe cel care nu știe, domnul. Doamna președinte, vă rog frumos să nu mai vorbesc. Am o rugăminte, am luat eu. Bă, dar ce facem aici? Doamna președinte, ați observat că eu nu trebuie să pe nimeni. Lăsați-mă să spun, de atunci terminam de atunci. Domnul primar, pe ordine zic că proiect înseamnă aprobarea unei strategii. Sau elaborarea unei, nici măcar aprobarea, elaborarea unei strategii. Acea strategie este un document care cuprinde mai multe etape. Noi acum obținem aprobare de la Consiliul Local să putem să elaborăm această strategie de către o trupă, un specialist în domeniu. În domeniu, cum poți să faci strategia? Găsim la Bișghiru specialist. Ținând domnul Ocar, am lămurit chestiunea. Eu zic că prin explicația mea am lămurit chestiunea prima dată. După aceea, dacă suntem de acord cu anumite lucruri, ne exprimăm, fie printr-un... în un discurs, fie prin vot. Dar deocamdată am făcut un pic de lumină ca să revenim la ordinea de zi. Acum doar venim în fața Consiliului Local să cerem aprobarea pentru elaborarea strategiei. Nu putea să fie prezentată strategia numai un pic. Deci nu pot să prezint, deci o trupă de toți consilieri, nu pot să cer puncte din strategie cât în atât timp când noi nu discutăm decât de elaborarea unei strategii. Când va fi elaborată această strategie și după ce strategia, așa cum zice domnul primar, se va da publicului spre știință, spre dezbatere, spre venirea cu propuneri, amendamente la strategii, după aceea urmează ultima etapă care înseamnă aprobarea strategiei în cadrul Consiliului Local. Asta e firesc, eu n-am intrat în niciun fel de polemică cu nimeni, decât doar am explicat ca să înțelegem care este punctul de pe ordine de zi. Domnul Mocan, mai am să citesc proiectul, da, în sine, ca să ne lămurim. Domnul primar spune 2020-2021. Citim proiect. Proiect 2030, o spus, nu? Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane. Celălalt, ai trecut, păi, proiect de hotărâre, dar am greșit, nu-i nimic. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării și strategii de dezvoltare durabilă, dar nu scrie anul. Domnul Mocan, de ce n-am scris anul? Că e corect. Elaborare ce înseamnă? Construirea. Domnule, da, specificați pentru ce an, nu dumneavoastră, că dumneavoastră n-ați inițiat. Domnul, nu, eu am vrut să clarific. Nu descrii, doamne, doamnă, citiți-o. Domnule, revin iar cu discuția. Am spus de la începutul discuției scrie că negru pe am avut o strategie 2016-2020 care s-a expirat. Păi de ce n-a specificat aici? Asta aici deranjează. Dumneavoastră spuneți una și pe noi ne duceți în eroare. Acolo. Dar citiți, domnule, vă dau dumneavoastră dacă știți să citiți. Dar știu că mai lipsați pe la școală. Vă dau să citiți dumneavoastră. Domnule, vă dau să citiți dumneavoastră, domnule. Poate nu știu eu să citesc. Dar în orice caz, când am făcut eu studiile, se învăța carte. Dar dumneavoastră când erați, nu prea se învăța. Luați să citiți, domnule. Și arătați-mi un scrie anul 2020-2021. Arătați-mi, da. Arătați-mi. Arătați-mi. Arătați-mi.
Nu contează, nu contează, domnilor, nu. Nu contează, nu scrim nimic, nu contează, că trecem așa peste. Nu contează. Da, nu-s la Oxford, dar orice caz. Orice caz. Domnul Ocanu. Nu le-am făcut. Domnul Ocanu, eu zic că pentru ordinea, pe procesul verbal, să înserăm, să apară la următorul proces verbal, că să se scrie pe proiectul de hotărâre perioada. Asta e. Domnul Mondean, eu n-am spus nimic altceva, dar domnul primar ne spune 2021. Aici nu văd niciun an, nici 2020. N-am înțeles eu, pentru mine care mai greu de cap. Eu n-am înțeles. Doamne. Hai să citim lecția acasă de 2-3 ori și să nu ne facem de râs aici, pentru că ne vede întreaga comună. Hai să vă faceți de râs, domnule. Uitați ce ați făcut. Că este n-apă certat și Dumnezeu. Mai terminat cu soarele de bine, doamne. Și așa salint. Mai vrea cineva să ia cuvântul, vă rog frumos. Nu. Vă supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Eu sunt împotrivă. Cum și cu Mogarul? Pentru că nu văd date. Când o să fie date concrete, am să votez. Pentru că pentru binele comune, da, așa ceva nu pot să votez. Mângâieri și așa mai departe. Dacă erai viceprimar, acum la divers, vă rog. Ia, punctul suplimentar, domnul primar. Nu ne aduce nici cu nimic, așa vezi, dar nu suplimentar. Ia zic să vedeți că avem un proiect construire de goli betonate în satul Cotin și Pizghet. S-o porni cu satul Cotin. Și pe parcursul desfășurării au apărut două dispoziții de șantier în care avem NR-uri, note de renunțare și NCS-uri, note de comandă suplimentară. Din cele două, nu se calcă bani pe bani. Atunci au apărut o diferență de o 30 ceva de mii de lei, pentru că au fost înlocuite niște tuburi cu rigoli carosabili, tip biscuiți. Da. Pentru că nu permitea lărgimea străzii să mai face și șase betonat, că prindeam șanț. Când gândeam în partea cealaltă, zona la Asan, acolo. Au apărut diferențe. Și atunci, ca să putem contracta diferența de lucrări, trebuie să modificăm indicatorii tehnico-economici. Eu, primarul solicită modificarea indicatorilor și aprobarea noilor indicatori pe baza căruia vor fi făcute și lucrările suplimentare. Vorbim numai de satul Coten, la Pijghir încă n-au început rigolile betonate. Deci face parte din proiectul ăsta, dar întâi finalizează Coten și face să la Pijghir. Domnul administrator, se pare că nu mă înșel. Dumneavoastră ați început lucrările de rigole de, cred că de o lună de zile în satul Cotei. Este adevărat ce sau vă mint eu? Două sau trei luni, nu mai știu exact dacă o dăm exact. Și acum ce spunem? Că ce trebuie să mai facem acum? Ce trebuie? Au apărut modificări? Modificări. În orice proiect apar probleme. Dacă știi zona de intrare la Matale spre Vie, da, știu. În prima fază era propus cu tub de 800, acele tuburi. Spre amar și nu în cap. Era cu căderi, cu cameră de căderi, dincolo trebuia să facă ridicare înapoi și mâleam. Și atunci am renunțat la aia și am făcut cu rigolă carosabilă exact cum e în fața primăriei. Sunt lucruri care apar pe parcursul desfășurării lucrărilor. Avem avizul de la proiectant, avem verificator de proiect, avem diriginte de șantier, avem tot. Deci toate semnăturile sunt. Dar eu nu pot să fac procedura de achiziții pentru lucrările suplimentare fără girul dumneavoastră. V-am adus la cunoștință, știți ce este și în baza lor noi facem documentații. Deci numai pentru satul Coten este făcut. Ceea ce vă spun, ar fi foarte bine să facem și în Coten, că în Coten nu s-a făcut nimic. Dar acum că este începutul campaniei, vă spun eu că nu o să termine lucrarea în satul Coten. Cum nu se termină nici pe vale, tot la fel, a început. Vine, mai face un podeț, un urmă să rupe și înainte să construiești. Să nu fiți pocit la gură. Să nu fiu pocit la gură, domnule. Așa, bun, mai altceva mai discut. Nu. Domnul Pușcălea și Matale. Domnul Pușcălea. Și eu, domnule. După, mai am două. E vreo șansă și cu voi sau rămân numai Coteniu și Pișghir? Cirigonic. Proiectul respectiv se referă numai la satele Cotin și Pizghet. Proiectul respectiv. Ulterior, poate fi inițiat un alt proiect prin care să facă și în alte părți. Dar să-l suplimentăm sau să-l punem o leagă. Nu pot. Certificatul de urbanism prevede clar zonele în care se acționează.
Da, atât. Erau două puncte foarte care necesitau așa acordat, probabil nu sunt bani. Poate fi inițiat un alt proiect. Domnul Pătrașcu, o să o scris acum. E vorba de rigorile astea. Vă vin în minte acum un canal de la Ciubotarul de jos la Gheboș, cum spunem noi, până la Marius. Ăla șanț, canal ce-o fi, trebuie betonat. V-a făcut al de Ciubotarul, gardul pe malul Prâului. Cine mai intră la curățență, de-l colmateză sau curățență? Nimeni. Decât îi salvează șansa dacă se betonează. Ăla dacă nu se betonează, stânga și dreapta, dacă vin ploile mari, ne-o ninoroci, nu altceva. M-a mai dat o dată afară. Și s-a apucat al de Ciubotară, cine da voie să facă exact pe mal, domne. Mă aveam un pic să duceam șansă să facă gardă. Nu știu cine i-a admis. Dar până la urmă și în final trebuie betonat. Începem la Marius de acolo și până jos. Mai aveți ceva de discutat? Cam atât. Domnul Pușcan era, da? Domnul Bocan. Domnul primar, vă rog să ne aduceți proiectul de asfaltare din satul Bișghir, mai precis, de la Biserica Ortodoxă până la apropierea domnului Antuc. Și vă rog să ne aduceți aprobarea Consiliului Local când noi am aprobat această suprafață de 30 de metri. Această suprafață de... Și cine a câștigat această licitație? Cine? Pe care site ați scos la licitație? Cine a câștigat? Vă rog foarte, foarte mult! Domnul, eu am crezut că discutați în bani... Păi la diversitate! Da, la diversitate! Cu el la proiectul de frigorii! Nu ești la ședință! Sunt primul de să iei eu ca... Nu ești la ședință! Notează, că ai două! Câteva mai bani, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Împotriva, abțineri? Deci toată lumea pentru, da? Bă, ce oameni buni sunteți! Toată lumea pentru! La diversitate! Domnul da, primar! Da, nu știu de ce zic virul. Cu dumneavoastră! Da. Lasă-mă să discut o leacă și o cam dreptul, da? Da, tot primarul. Așa, păi primarul e coordonatorul. Bă, dar chiar, vicele primar nu... Vreau să știu, este ceva bătut în cui nu se va da domnul apa anul sau trece, să așteptați să trecem la... Nu știu, vreau să vă... Haideți să clarificăm lucrurile. Azi m-ați întrebat cine răspunde. În ce sens cine răspunde? Adică de proiectul. De proiectul ăsta, cine răspunde? Dumneavoastră, domnul Iustin, mă rog, cine se ocupă? Da, da. Se ocupă primarul. Și Consiliul Local. Da. Deci numai primarul. Eu am zis că bun. Dacă e așa... În constituirea unui arte sunt două instituții. Instituția primarului și instituția Consiliului Local. Bun. Care împreună conlucrează, dezbat și ajung la finalizarea unor proiecte. Acest proiect, apă și canal, la momentul actual, este în derulare. Deci nu putem vorbi de o acuză la momentul actual. Este în stadiu de derulare. Conform documentației de la AFIR, termenul de încheiere a proiectului este 29 septembrie. Până atunci noi trebuie să ne prezentăm cu documentația clară și precisă că am încheiat lucrarea și este conformă. Deci că ați dat drumul la apă, da? Lasă-mă să termin, mă, dacă ești, te-am lăsat să vorbești. Deci haideți să ajungem să finalizăm proiectul inițial, care este aducțiune apă și canalizare la comuna Buhoci. După care discutăm de partea elantă de proiect de racordare.
La prelungire, da, să vedem. Doamna președinte, nu mai accept nicio prelungire. Am să-i răspund domnului primar. Oleacă, dar lasă-mă, deci, lasați-mă să termin. Deci deocamdată proiectul în derulare și nu putem discuta de răspundere. Domnul primar, știți care e problema? Nu știu dacă știți sau nu știți. La noi și la Buhoci, la Cotel, la Buhocer. Până la limita proprietății, unde ne permite legea ca și finanțare din bugetul propriu. Ceea ce pot să vă spun, că avem în jur de 150 de posibili abonați. Solicitanți, abonați. Da. Dintre care, nu știu dacă avem 3 care au venit de pe proprietate până la, căminul de racordare. Aici cine mai e de vină? Că în afară de asta. Deci toate, căminile de racordare s-au realizat în baza cererii cetățenilor. Deci nu s-a făcut cu... Nu, eu știu cine. Dacă nu se făcea atunci reclamația, era foarte bine și mergea probabil deci, în continuare. Până la reclamație... Și trebuie, mai sunt, dar trebuie să ne înțelegem și să facem ceva pentru oameni. Vă rog frumos, v-am lăsat și ați vorbit de 5 ori, 6 ori. Lasați-mă să vorbesc. Nu vorbesc pentru mine, vorbesc pentru toți cetățenii Comunii Buhoci. Deci dumneavoastră încă nu știu ce aveți. Aveți, vreți să ajungeți primar. Treceți la subiect, doamnă. Păi ăsta-i subiect. Nu discutați pe lateral. Păi da, puneți-o bine. Frumos. Ați luat cuvântul? O să iau. Păi atunci, v-ați înscris pe dator. O să iau. Păi cum mă faceți subiect? Așa. Așa cum am promis, vin cu un răspuns domnului consilier Mocanu, referitor la forma de voluntariat pe situații de urgență la nivelul Comunei Buhoci. Am primit cereri din partea unor cetățeni. Conform legii, voluntarul pe situații de urgență, în primul rând, trebuie să-și aibă domiciliu stabil pe Comuna Buhoci. 2. Avem cereri care nu preiesă nimic. Cereri, până la urmă, niște documente depuse la primărie, de către domnul Iftimie, referitor la soția dumnealui, dar fără nicio cerere în spate și nici n-am înțeles-o. Există cerere la doamna secretară? Nu există cerere, ați adus documentele și ați adus mai mult decât o caracterizare a soției dumneavoastră, nu vreți să o promovați sau ce vreți să-i faceți? Caracterizarea soției mele este net superioară caracterizării dumneavoastră, domnule. Deci, domnule, noi discutăm de documente ce le-ați depus fără să solicitați ceva în plus. Și de ce v-ați luat de ceilalte două persoane care au venit a doua zi, că n-au venit din partea cui trebuie, că dumneavoastră decideți, vă faceți echipă? Eu le-am explicat, cine doriți dumneavoastră? Le-am explicat că pe lege trebuie să îndeplinească criterii, să fie cetățeni ai Comunei Buhoci, ceea ce nu sunt cetățeni. Sunt cetățeni, soția mea are buletin de Buhoci. Cum să nu fie cetățean, domnul primar? Nu știți cu cine... Dar n-ați făcut cerere, domnule, nu a venit doamna să facă cerere. De la doamna care este la aparatul administrativ, l-a aflat în funcția primarului. Domnule, asta ați venit cu CV. Să lasă aici, pe domnul primar m-a provocat. Băi, bă, frate! Mințiți, domnul primar, ca de obicei. Dumneavoastră, nu știți ce documente ați depus, domnul? Mințiți, domnul primar. Domnule, eu discut cu documente depuse la... Vă rog frumos să aducă niște acuze. Iar mai faceți o plângere, primar. Lasă-vă pricepe. Deci acuze nefondate. Haideți să discutăm de documente justificative depuse la registratura primăriei. Nu trebuia să ajungeți la discuție. V-am întrebat clar ce sunt cine, domnul primar. V-am întrebat care sunt persoanele. Care sunt persoanele care au venit cu documente? Vrei să ajuți comuna? Ba da, domnule, care sunt persoanele? Sunteți vorbit de furie pe anumite specii. Dar de ce închideți, doamna, atât de repede? Că mai sunt probleme. Dar nu avem... Ați închis ședința, doamna? De ce, doamna, dar oamenii ăștia nu le dau voie?